vaci, am un efectiv de 25 vaci, am cumpărat terenul, mi se semnează contractul de arendă din cauza, nu-i dă voie, domnul primar, secretarului, am depus o cerere ca să merg în audiență la domnul prefect și am o lună de zile. Da. Da. Și am o lună de zile și văd că nu s-a luat. Și aș vrea și eu să vă întreb cu ce ne ajutați. Că spuneți că ne ajutați. Când ați depus cererea? Nu aveți o lună de zile. E aproape o lună. Deci veți fi contactat de acolo, dar odată cu cererea trebuie să depuneți o petiție prin care să ne prezentați situația așa cum o vedeți dumneavoastră. Ajunge în comisie de specialitate, la noi este analizată. După ce avem toate elementele, respectiv a fost întrebată primăria, ca să vă spun așa din interior, despre suprafața care este disponibilă de pășuni, despre cum s-au alocat suprafețele respective la cei care au făcut cerere, ulterior o să fiți contactați și veți veni și în audiență. Nu există nimeni, dar nimeni, care a depus petiții la instituția prefectului și nu a avut răspuns sau nu s-a concluzionat cumva. Numai că toată etapa asta durează. Da? Și din punct de vedere juridic, aveți un pic de încredere, vom vedea. Arendă? Am cumpărat teren și nu vrea să mă înregistrez. Nu-i dă voie secretarul ca să înregistreze. Ați spus și asta în petiția respectivă? Tot. Regulă. Da. Deci, serviciul juridic din prefectură analizează solicitările dumneavoastră, baza legală, inclusiv informații de la primăria respectivă, după care veți fi invitat și la audiență și o discutăm lucrul ăsta. Dar trebuie să avem răspunsuri. Nu vă invit ca să mai spuneți odată ceea ce mi-a spus în competiție. Da. Trebuie să fim cu o soluție deci, la asta. Dumneavoastră a spus de drumul, la noi s-a arasă drumul, deci ca să te duci să întabulezi o bucată, nu mai poți te orientezi ca să întabulezi o bucată. Drumul de s-a arat. Deci v-am spus, o să analizăm, veți fi contactat și o să avem o discuție. Dar aveți un pic de încredere că de asta suntem acolo. Adică nu sunt situații în care să nu... Și mai este probleme cu prelungirea contractului, dar cu pășunea comunală pentru... Pe câți ani s-a făcut contractul? Pe câți ani? Pe 7 ani. Pe 7 ani. Când s-a făcut contractul? Pe o asociație sau pe persoane fizice? Depinde de toate, că sunt unii care fac în asociație, unii care fac în... Deci este un curs solicitat de la primărie, contractele respective, serviciul Liga analizează. Când o să avem așa, vă contactez, da? Da, dar nu se poate, deci nu sunt eu numai în caut, de orice... Nu da. Deci, la noi, dacă vă încerc să-l întabulat o bucatărie, nu mai știu, sau s-o radu, nu pot să te orientez. Da, da, da. Calmați-vă, că doar suntem oameni, găsim o soluție acolo. Planurile nu mai există. Asta mai este la Ungurie. Nu mai există planurile de Ogoare. Erau drumuri înainte, de pe timpul ce au fost rămas, erau planuri. Și drumul, de Ogoare. Eu bine ajung la bucată. Uite, asupra? Deci anul trecut, vreo centru de calificare, când am vrut să fac schimb cu dumneavoastră cu terenul. Deci, așa, eu nu vreau să intru în conflict. Dar nu, eu nu vreau. Înțeleg că aveți o stare de conflict. Da. Cred că s-a din punct de vedere, înțeles, legal, dar și totul este în regulă. Dacă vedeți legal, nu s-a întâmplat așa cum spuneți. Adică n-ați avut... Deci tot e de punct de verificat, scris, verificat și așa. Eu luat, domnul secretar, eu tras contract de ren, nu vrea. Spune dumneavoastră ce să spune. Asta e primul an în care a văzut nu. Nu. Și anul trecut, deci când am vrut să fac numele eliberat ca deveniță ca să depun la APIA și înainte cu două zile mi-au eliberat ca deveniță, când am vrut să fac schimbul teren cu ea. Vorbim de pășune, cum ați văzut terenul? Și de ieșa, da, pentru voi am pășune, pentru voi nu am niciun act de... Da, și am făcut, e anul trecut. Domnul prezident, să vorbim așa, nu vreau să dau da, lumea așa... Da, așa vorbim. Da, spuneți-mi da, exact deci plecăm de undeva. Da, deci el este pășunul, e trecut pe sinul lui, mai așa. Da. S-a făcut în recensământ la animale, s-a văzut, e dat. Da. Deci petiția aia este în lucru, da? Și da. Analizează aspectele de acolo, după ce avem toate elementele, o să vă invit, veți fi sunat de la cantină, da. O discuție. Dar am nevoie să am și răspunsul pe dumneavoastră. Așa nu da. Făceam decât și petiția aia pe care a depus-o undeva pe la 5 februarie. Nu, exact cum se întâmplă. Mi-aduc aminte. Am o memorie foarte bună. Da. Da.
Adică acum vreo 3 săptămâni. Da. Asta vă spun. Deci dacă știu despre... Eu sunt optimist, dar dacă... Deci la fiecare eveniment spuneți că ne-a ajutat. Dar cu ce dacă eu... Noi, eu sunt unul, dar sunt mai mulți care, care sunt în cauza. Dar să vedem unde... Că întotdeauna în spate este o stare. Acum aveți o stare de conflict cu... Eu nu vreau cu primarul de acolo. Reacția dumneavoastră de acum e și în urma acestei stări de conflict pe care o aveți cu el. Eu vă văd. De asta reacționați. Dar nu, dar nu trebuie să spun. Eu sunt imparțial și sunt disponibil, după cum vedeți. Asta e pus o petiție. Este dat un lucru. Se analizează. Am solicitat informații de la primărie. O să avem un răspuns. Și clar că veți primi și o scris un răspuns. Nu există petiții care ajung în instituția prefectului, care rămâne fără un răspuns celui care a depus petiția. Când v-am spus eu ultima oară că vă ajut și nu v-am ajutat. De asta vă rog. Adică eu vreau să vorbim corect și vă aveți corect cu disponibilitate. Înțeleg și el e fermier și are animale și dumneavoastră la fel. Aveți concesionat de la primărie o suprafață de pășunii cu asociații. Pe asociații aveți concesionat o suprafață de pășunii de la primărie. Și el vine cu animalii de lui și paște de... Bun, ați făcut la poliție prima dată? Nu am o dată. Nu o dat la primărie și la poliție. Nu, dar la prima dată e la poliție. Poliția mea să fie în următoră, să mă adresez parchetul, să dau un rezultat, să vin cu un rezultat la plecată. Vă rog să ne distrați să mergeți o petiție la instituția prefectului, da? Puteți și pe online sau dacă nu mergeți și nu depuneți la legislatură, către instituția prefectului. Eu să văd animalele mele. Păi puneți toate lucrurile astea într-o petiție, ca să vedem de competența cui și eu vă asigur sprijin în continuare. Da? Da, adică, dar scris toate chestiunile astea într-o petiție, da? Da. În care îi spuneți, domnul locuitor de aici spune că are o problemă cu un alt... Da, este o problemă, dar asta nu mai ține de primărie. Aici este o problemă care trebuie să intervenă instituția de abilitate și mă refer la poliția română. Nu poate cineva să vină cu pare peste domnul Paulică cu amenințări, cu face pur și simplu să apărăți de mai multe ori că este amenințată viața și nimeni nu ia nicio măsură. Primăria ce să facă? Aici trebuie să vină instituția de forță, astfel încât viața acestui om și animalului au fost amenințate. Așa este, domnul. Așa este. Ce vorbim? La poliție, din fiecare sunteți într-o situație de genul ăsta, reclamație. Adică nu se poate. S-a făcut, s-a sunat la 112. Acum nu mă bagă nici poliția zamă. Vă zic, domnule, ieri ai făcut la 112, azi iar vii la 112. Mâine iar la 112, dar cât 112? Da. Vă rog să faceți la mine petiție, dar la instituția prefectului, este o petiție care puneți toate lucrurile astea acolo. Cu istoricul care mi l-ați spus, cât de mai multe ori s-a întâmplat așa, a fost rar, da. I-am spus mi-a gardul cu coșmâni când avem un coșmâni la oile. Pentru că eu o să ne direcționez mai departe, așa cum a spus domnul primarul, dar lor a venit ați spus și drept și viața asta. Da, în momentul a fost mai multe ori la ministru. Foarte bine, în momentul când se duce ca să efectiv și vorbim cu fost omul, s-a luat bătaie, dar pare în cap. Omul spune, băi, dar vine bine bun și cu pare. Am și o vârstă, am o familie. E bun, e bun, la stână. Dar fie rău. Deci vă rog, să mă interesez de situația asta. Să văd câte sesizări ați făcut dumneavoastră la poliție. Doar acolo puneți date de identificare, nume, prenume, locații, da? Suprafața de teren concesionată de la primărie, numărul de animale, asta fac, asta s-a întâmplat. Chiar mă rog, domnul, vrei să luați acolo aici? Da, problemă, domnul. Da. Sigur că domnul, da. Mult succes. Da. Sănătate. Domnul primar?